Una din unitățile de învățământ care nu va mai purta titulatura de colegiu va fi Colegiul Tehnic Energetic, care se va numi Liceul Energetic. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Dolj spun că unitățile de învățământ care au fost retrogradate de minister nu vor fi afectate din punct de vedere al alocării resurselor financiare. Unitățile școlare respective, cărora li s-a retras titlul de colegiu, respectiv Colegiu Național, nu sunt afectate din punct de vedere financiar, din punct de vedere a resurselor umane sau materiale. Modificările au fost făcute în urma unei evaluări în conformitate cu legislația în vigoare. Mai precis, aceste colegii nu au îndeplinit condiția de promovabilitate pe ultimii 3 ani a examenului național de bacalaureat peste media pe țară. Alte 4 unități de învățământ din Craiova au pierdut începând de astăzi denumirea de colegiu, iar consilierii locali au votat această modificare de titulatură. Este vorba de Colegiul Tehnic Costin de Nenințescu, Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Constantin Brâncuș, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Ștefano Dobleja. S-a aprobat în această dimineață în ședința de Consiliul Local schimbarea denumirii celor 5 unități de învățământ din municipiul Craiova. Toate aceste școli care și-au pierdut titulatura de colegiu pot întreprinde peste 5 ani demersurile necesare în vederea obținerii titlului de colegiu național sau colegiu.